Atentă, Elena, să nu dai în bară! Să nu te lovești! Haide, haide, Daria! Și... conducem! Și, bravo, Fetice! Foarte bine, bravo! Foarte bine, hai! Și, șut! Bine, Daria, bravo! Da. Fetelor, multă baftă, să nu vă loviți, bine? Da. Bun, haideți la centru, așa cum sunteți, haideți la centru și aplaudăm părinții acolo. Haideți, ne uităm acolo la părinți. Haideți aici, haideți. Așa, bravo, așa. Și când tu e nou, aplaudați părinții, bine? Da. Da. Eu am 8 ani, joc fotbal deloc 3 ani. La Bistra se organizează în cadrul competițiilor școlare ONSS Cupa Timbarc. Este o competiție organizată de către Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Timbarc și Federația Română de Fotbal. Bravo, foarte bine! Și haide, haide! Unde ajungi mingea, o lovești? Și... bravo! La Bistra se desfășoară faza locală a Munților Apuseni la clasele pregătitoare a doua, fete. Haideți, fetelor, un pic mai sus, haideți, haideți, un pic mai sus! Paula, aici, în spate! Bun, bate out, echipa roșie! Natalia, stai acolo, stai acolo! Hai, Antonia, atent! Hai, pase înapoi, Isabela, cu ea, bravo! Haide, Carla, ia mingea! Hai, Melissa, hai! Hai, Carla! Hai, prima ajuns și lovezi mingea! Ieși, Elena, cu piciorul, cu mâna! Cu piciorul! Bravo, haide, Carla, mingea ta, bravo! Hai, Ola! Bravo, te duci până la casă! Haide! Hai, Carla! Centrează în careu acum, dacă n-ai unde, cu cine juca! Da, afară, hai! Bine, lovitură de la colț! La competiție s-au înscris școala gimnazială Nicodim Ganea Bistra și liceul Dr. Lazar Chirilă Baia de Arieș. Deja jocul este în desfășurare, ne aflăm la pauză. Echipa din Bistra conduce cu 6-0. Este o fetiță model pentru școala noastră, este implicată în foarte multe activități și bineînțeles că fotbalul, aș putea spune eu, că îl face cel mai bine dintre toate. Bine, mai bineînțeles că școala este pe primul plan, învață foarte bine Carla, dar este și o jucătoare de fotbal foarte bună. Îți place fotbalul, Carla? Deci îi place fotbalul, la fel cum le place și la celelalte fete, Antonia, Elena, Paula, Oana, Isabela și Daria. Sunt toate componentele de fotbal la vârstă, la această vârstă, până la clasa a doua. Clasa pregătitoare și clasa a doua. Ele sunt echipa școlii gimnaziale Nicodim Bistra. Bine, bravo! Acum, dați pasă cu mine și vă dau eu mingea ușor să dați șut la poartă, da? Bravo, haide! Și, acum, șut! Bravo, foarte bine! La fotbal, la această vârstă, primordial este partea tehnică, deoarece ei se dezvoltă și trebuie să învețe procedeele tehnice de lovirea mingii, de preluarea mingii, de transmitere, de pasare sau șut la poartă, finalizare, ceea ce în fotbal se numește ABC-ul fotbalului. Hai, hai, dintre voi și dă mingea la colegă. Hai, 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 Isabela, hai să luăm mingea, hai, Oana, hai, Oana, să luăm mingea. Bine, Paula, bravo, hai, Carla, hai că mingea ta, hai că mingea ta. Hai, Carla, uite acum stânga, du-te cu ea. Bravo, hai, Carla! Bravo! Bravo, nimic, ne retragem, Carla! Hai, Carla, mai spate, hai, Carla, mai spate! De la tine vine mingea, hai! Nu putem pune accent pe partea tactică, asta începe undeva de pe la 12-14 ani. Deci ne axăm pe tehnică și, bineînțeles, pe partea de socializare. E un lucru foarte important la care eu țin foarte mult și de aceea cu cei mici suntem înscriși în competiții, pentru că ne ajută la formarea copiilor ca oameni pentru viitor. Asta e ceea ce urmăresc poate mai mult decât partea fotbalistică. Aici o rămâi, Oana. Foarte bine! Hai, Paula! Ia-ți de la ei! Hai, Paula, haide! Hai, pare de la mine! Bravo, Paula, tare! Hai, fetelor, ia-o, Carla, printre ele! Nu-i nimic, nu-i nimic! A fost faul, ca din de capul! Stop, 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 stop! Am văzut că folosiți foarte multe cuvinte de apreciere la adresa lui. Da, pentru că sunt copii mici
și aceștia au nevoie de încurajare. Nu trebuie să li se evidențieze greșelile, ci să apreciem lucrurile bune pe care le fac. Asta poate face diferența între un rezultat bun și unul slab, pentru că o echipă în care antrenorul mereu scoate în evidență lucrurile negative nu prea va avea șanse să joace fotbal niciodată. Hai, Antonia! Și șut, Antonia! Foarte bine, bravo! Și acum șut, colțul lung! Bravo, Carla, bravo! Foarte bine, hai! Hai, Isabela, aici, haide, nu lăsăm să urce! Nu lăsăm să urce! Hai, hai! Bravo, bravo, fetelor!